Spune, doctor, am revenit în direct. Rămăsesem la stomatologia digitală. Da. Da? Deci, uite că ne-am aliniat și cu, și cu disciplina dumneavoastră, da? Deci la era digitală. Da. În ce constă această stomatologie digitală? Deci, stomatologia generală digitală, în principiu, constă în eliminarea cât mai mult a aportului omului în ceea ce înseamnă de la amprentare, la realizarea dinților, și, cum să vă spun, până la urmă și cementarea lor în gură. Da? Deci, noi înainte luai și lefăiai dinții sau aveai de făcut o proteză, se foloseau celebrele linguri cu material siliconic, da, așteptai până se întărea, se trimitea la tehnician, el turna modelul din ghis pe care lucra, el construia practic lucrările propriu-zise, da? În principiu, în momentul când amprentezi clasic, undeva 10-15% din fidelitate se pierde. Când se toarnă și modelul respectiv, iară se mai pierde un anumit procent, în principiu undeva la 20% în funcție de calitatea materialului, da? Deci, practic, tehnicianul în cel mai bun caz lucra pe 70% din ce este realitate, da? Asta ce înseamnă? Când îți aducea produsul finit, adică lucrarea dentară, în foarte multe cazuri nu se potrivea în gură. Da? Și atunci tot începeai să mai iei, să ajustezi, să... Da. Tu nu poți să mimezi exact cum e modelul să fie și în gură. Și atunci poate să apară niște minusuri, că asta e marea problemă. Și unde este minus, înseamnă mai mult ciment, da? Care lipește lucrarea de dinte. Unde este mai mult ciment, acolo sunt șansele mai mari să pătrundă salivă, să se decimenteze lucrarea, să apară alte probleme. Da? Acum se folosesc scannerele astea digitale, care ai luat, ai trimis. Informația. Ce înseamnă un scanner de digital? Un scanner în principiu arată ca un pix, da. Da, care este conectat la un calculator, da. Se introduce în gura pacientului și tu te uiți în timp real, vezi cum îți recrează gura lui, o vezi pe calculator. Aha. Adică, nu deci știu. Asta e manevra care o faceți dumneavoastră. După ce am preparat dinții, da, după ce am preparat dinții, se scanează, da? Informația se introduce pe calculator, dar tu vezi exact gura, adică, cum să vă spun, nu vezi, nu știu cum, desenată, ca să zic așa. Deci, efectiv, poză cu poză. Da, cum faceți dumneavoastră poze cu telefonul și dacă ați făcut din alea panoramice din mai multe poze, cam așa iese și amprenta asta digitală, ca să zic așa, da? Informația se trimite la laborator, da? Lui apare pe calculator. Deci dumneavoastră tot o trimiteți tot pe internet. Deci totul merge pe internet, tot e digital, da? Deci nu mai avem treabă cu să trimitem amprente, să așa. Deci numai cum aveați înainte întâlnire cu... Cu tehnicianul, nu mai niciun fel de întâlnire. Nu, și avantajul este, cum să vă spun, el primește informația pe calculator, vede același lucru care îl văd și eu în gura pacientului, numai că îl vede pe monitor. Acolo el proiectează dinții. Acum nu mai putem să spunem că se fac dinții, acum se proiectează dinții, da? În același timp, foarte repede poate să-mi trimită și mie informația, adică să văd cum ar arăta, să văd dacă mușcătura este bună. Dacă... Sunteți mulțumit de lucrarea care o face el, nu? Sau... Nu neapărat mulțumit, să vedem dacă se respectă realitatea, asta e ideea, adică dacă corespunde ce văd eu cu ce vede și el, da? În momentul în care eu mi-am dat ochiul, comanda se trimite la un aparat cu comandă numerică. Asta ce înseamnă? Este un cub și un cub respectiv, aparatul respectiv, robotul, frezează dinți. Și într-o oră ai gata un singur dinte. Așa, așa se merge, de la o lucrare cu o coroniță cu un singur dinte până la o lucrare de 14 dinți, să zic, o lucrare completă, da? Dar în momentul când ai primit-o de la laborator și ai pus-o în gura pacientului, îți intră ca și capsa la geacă. Deci nu mai e de ajustat, nu mai sunt pierderi, adică toți timpii ăștia se înjumătățesc, dacă nu chiar mai mult, da? Sau, de exemplu, se poate merge și pe partea de implantologie, da? Putem să discutăm și de implanturile astea rapide, cum îi spune lumea. Din discuția care am avut-o înainte de emisiune, deci nu mai sunt implanturile care erau înainte, da? Se folosesc în continuare și generația de implanturi clasică, ca să zic așa. Dar acum, în ziua de azi, se folosesc implanturi monobloc. Asta ce înseamnă? Implantul clasic, da, el era făcut din două componente. Partea care o inserai în os, da, și partea pe care stătea dintele sau care intra în dinte, în lucrarea propriu-zisă, se înșuruba pe implant sau se cimenta în funcție de caz. Acum, implantul este dintr-o singură bucată. Deci, în momentul când l-ai inserat în creasta osoasă, ai și proeminența din gură, bontul, cum îi spunem noi, da, care se amprentează ori clasic, ori digital, că tot deci același... Deci, nu așa cu scannerul, deci cum ați face la o lucrare, nu? Da, 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 exact aceeași metodă de lucru, da? Se scanează și ai lucrarea, ai pus-o imediat. Deci, implanturile astea rapide, ca să zic așa, sunt făcute special ca omul să mănânce cât mai repede
pe dinți, pe implanturi, da? Adică în sensul că dacă, nu știu, laboratorul e mai liber sau ai un tehnician care se mișcă mai repede și a doua zi poți să pui dinții și omul se simte confortabil, lucrarea este definitivă și mănâncă, adică poate să intre în societate, să zâmbească, da? Se alimentează corect, nu mai are niciun fel de nu știu, de temere, de, din punct de vedere estetic, na, când zâmbești fără toți dinții în gură, nu e chiar așa de... La implantul lui vechi trebuia o perioadă în care el să fie înglobat de os. Deci a dispărut această necesitate. Deci fenomenul de prindere, ca să zic așa, implantului în os este exact la fel. Implantul clasic, nu știu, putem să-l comparăm ca un șurub de ceastă, un șurub finuț, da? Acel șurub, deoarece are finele spirele foarte subțiri, da, și foarte aproape dispuse, are nevoie de perioada asta de vindecare. Ce se întâmplă? Prima dată implantul stă metalic, ca un, nu știu, un cui care îl pui într-un perete, da? Dar cu timpul, deoarece spirele respective imită structura osului, osul se depune pe implant, da? Și atunci se cimentează cum ar veni, da? Pentru că primele implanturi, ce au fost primele implanturi șurub, cea mai mare problemă a lor era că ele erau foarte polișate, pentru că pe vremea aia se gândea cu cât e mai polișat, cu atât bacteriile și mizeria aderă mai puțin la implantul respectiv. Dar în același timp nu adera nici osul pe implant. Și riscul era în momentul când pacientul mestecat datorită mișcărilor gurii, pur și simplu implantul se deșuruba din os. Da? Pentru că el nu era cimentat acolo. Și de aici au derivat tot felul de modele de implanturi, cu o tăietură pe mijloc, cu o gaură pe mijloc, adică în sensul să crească osul în spațiu respectiv, ca implantul să se cimenteze, să rămână cumva fixat în os, să nu mai poată să fugă. Dar în timp, prin sablare, prin tehnica de sablare, s-a descoperit că spirele respective trebuie să aibă aceeași textură cu osul în care este introdus, da? Orică e osul maxilarului sau mandibulei, trebuie să semene. Și în momentul ăla, cimentarea se face direct pe implant, deci nu mai e nevoie de nu știu ce artificii ca să fie implantul stabil. Cele rapide, care au început să folosească din ce în ce mai mult în ziua de azi, ele au tot, cum să spun, aceeași textură ca și implantul clasic, da? Dar șmecherea este metoda de inserare a implantului și forma lui. Implanturile astea arată ca un hol șurub. Da, el este gros spre capă și foarte ascuțit în vârf. Da? Ele se inserează bicortical. Asta ce înseamnă? Osul, da, are marginea dură și interiorul este mai mare. Este un os spongios. Astea sunt oasele gurii. Da? Noi când îl inserăm, ce facem? Când trecem cu implantul, trecem prin prima corticală, adică aia din gură, și ajungem cu vârful implantului până în cealaltă corticală. Da? Și atunci îi dăm o ancorare foarte bună mecanică, pentru că el stă în două chestii rezistente, în două chestii tari. Da? Și în momentul ăla, osul tot se depune pe spirele implantului, dar din cauza că implantul ăsta are o stabilitate mecanică foarte mare la început, da? Atunci el nu mai, osul nu mai este atacat, el nu mai simte vibrații și se poate depune în liniște. Deci mecanismul de cimentare în os este exact la fel, doar că metoda de inserare și tehnica diferă, da? Dar noi ce facem? Punând și dinții imediat pe implant, atunci toată forța de masticație se duce în toată lungimea lucrării. Deci nu preia un singur implant o singură forță, da? Se duce peste tot și el fiind atacat de forțele astea, atunci el se stabilizează și mai bine în os. El stimulează prin forțele astea, stimulează ca osul să se depună mult mai bine și mai repede. Avem un prieten comun care, în momentul în care au apărut implanturile, deși era total împotriva efectuării de lucrări pe aceste implanturi. Cum de s-a ajuns totuși ca să facă lucrare. Deci, practic, din ce spuneți dumneavoastră, a dispărut ideea de proteză. Da? Deci, înainte care făceai o clampă de aia și o puneai acolo și care puneai seara în pahar și speriai nepoții sau amata. No, asta e, cum să vă spun. Acum a dispărut ideea asta. Da? Deci, chiar și proteza clasică trebuie purtată 24 din 24. Ea nu se poartă în pahar sau pe raft sau o porți doar la nuntă sau la mormântare. Deci, proteza se poartă 24, se dă jos doar pentru igienizare. Atât. Ideea este, cum să vă spun, de exemplu, sunt cazuri în care nu ai os
suficient pentru a insera implantul. Adică, de exemplu, sus, dacă dinții măselei au dispărut de mult timp, osul nu scade în gură, dar partea de sus este mâncată de sinusul maxilar. Da? Și sunt cazuri care, nu știu, după 10 ani de zile, osul este de grosimea unei foițe de hârtie. Deci, atunci ai două variante. Ori să-i faci operația de sinus lift, asta ce înseamnă? Se dă o gaură prin lateral, se ridică toată membrana sinusului, da, și se inserează osul sintetic. În principiu, se inserează acolo. Dar rata de reușire de a reuși această tehnică este destul de redusă. Adică, cum să vă spun, nefiind atău, poate să nu se vindece cum trebuie, adică să se prindă tot osul ăla atunci și să ai parte de un eșec. Tot din dorința de a veni în sprijinul pacientului, acum sunt niște implanturi sub formă de plăcuți. Da? Și asta ce înseamnă? Este o intervenție destul de ușoară, se dă gingia la o parte și implantul vine pe os. Și el se prinde de jur împrejur cu niște șurubele mici. Deci, practic, în corticala care discutam, da? Buntul vine, rămâne în gură, se coase, se ia amprentă și se pun dinți. Sau mai este acum, a început să prindă și la noi, implanturi personalizate. Asta ce înseamnă? După ce pacientul face computerul tomograf, se trimite la, în principiu, la un laborator, unde se face o imagine 3D, se toarnă macheta, cum ar veni, da? Pe care tehnicianul face special implantul pentru omul respectiv, deci numai pentru el, nu se potrivește pe alt pacient, da? Atunci este o operație un pic mai complexă, că necesită sedare, da? Și ala, implantul ăla este la fel ca o proteză clasică, doar că vine pe os, nu vine pe gingie, da? Rămân bonturile respective în gură și el în principiu vine direct cu lucrare, pentru că tehnicianul face de la A la Z. Tehnica a evoluat să fie cât mai puțin invaziv, cât mai puțin dureros, să meargă cât mai repede. Deci asta este, nu mai stăm, așteptăm să vedem ce și cum. Într-adevăr, cum a fost și colegul, prietenul nostru comun, și eu acum 10 ani eram destul de reticent în ceea ce înseamnă implanturi dentare, pentru că ce se folosea pe vremea aia, șansa de reușită era destul de scăzută, pentru că nu, efectiv nu exista tehnica de realizare a implantului respectiv. Tehnica chirurgicală în principiu a rămas la fel. Dar materialele nu erau. Cu timpul a evoluat și acum s-a ajuns la variantele astea noi. Într-adevăr, am văzut în cabinet implanturi puse acum 60 de ani. Da? Da. Implanturi care... Erau și acum 60 de ani, nu știu. Da, implanturile sunt folosite de mult timp, numai că na, erau pe felul de experiment, ca să zic așa, nu pe chiar tratament stomatologic sau chirurgical. De exemplu, primele implanturi folosite erau sub formă de plăcuți. Da? Osul se tăia pe lung, se insera plăcuța respectivă, plăcuța era făcută din tungsten. Da? Pentru că ăsta era cel mai rezistent material pe vremea. Tungsten, care știm toți că e filamentul de bec din asta clasic. Da? Și am văzut implanturi acum 50-60 de ani care sunt super ok, nu au niciun fel de problemă. Da? Pentru că s-a lucrat corect, tehnica a fost ok și au rezistat în gură. Dar cu toții știm, cel mai apropiat, cel mai biocompatibil material este titanul. Și cu cât titanul este mai pur, cu atât șansa de a se integra implantul în os este mai mare. Da. Iar acum, nu știu câți ani, am avut un prim-ministru care o dat și la televizor, culmea. Mi se părea o chestie intimă asta, dar s-a dus în Israel să-și facă măselile. Și-a dat în stire nemernici, că ceva nu mai avea de dat. Așa, și-a făcut lucrări în Israel. Vreau să vă întreb, este Israelul o destinație, deci sunt mult deasupra noastră ca și tehnică, ca și materiale, ca și... Eu, cum să vă spun, am foarte mulți colegi din Israel, care țin legătura cu ei și am învățat foarte mult de la ei. Ei sunt foarte inventivi, ei vin cu inovații tot timpul. Da? Și implanturile astea monobloc, primii care le-au folosit au fost italienii, dar ăștia au reușit să le perfecționeze. Deci, cam în medicină, din punctul meu de vedere, mai ales din câte știu eu, cel puțin la operațiile rinoplastie, sunt pe primul loc în lume. Deci, într-adevăr, acum, nu știu, mi se pare destul de așa să te duci pentru o carie, că dacă se ducea pentru, nu știu, o gură întreagă să-și o facă... S-a făcut o lumină, mă gândesc. Deci asta deja, nu știu... Așa cum revin la întrebarea mea, deci, lăsând la o parte, sunt anumite centri de excelență mondiale în care, băi, du-te acolo că el face ceva, wow, ceva nemaipomenit sau... Cum să vă spun, fiecare face...
cum a învățat și cum funcționează pentru el. De exemplu, vorbeam cu niște colegi din India, da? Noi, de exemplu, eu dacă am deprotezat o arcadă, că e bărbat, că e femeie, pun minim 8 implanturi, pentru că atunci am siguranță că sunt suficiente, dar mă normal trebuie să pun 14. Cartea zice cât dinți lipsesc, atâtea implanturi pui. În principiu, pentru măsele care au două rădăcini, se pun două implanturi, dar din cauza lipsei de spațiu, să zicem că mergem cu unul. Vorbeam cu colegul meu din India, care el punea o arcadă, o făcea pe 4 implanturi. Și l-am întrebat, zic, bă, dar la tine cum ai curat să faci doar pe așa de puțin? Așa zicea, dar tu ai văzut că noi mâncăm ceva tare? Ei mănâncă numai pastă, numai sos, numai ei n-au nevoie de ei foarte rezistenți. Mirodul asupranos a spus. Da, exact. Și atunci am înțeles și m-am mai întrebat de ce. Sau, de exemplu, colegii din țările arabe, da? Ei inserează într-o tehnică un pic mai diferită de noi. De ce? Pentru că populația din acele zone au dinții foarte mari. Da, și foarte ușor să faci să iasă estetica foarte frumos, da? Pe când la noi europeni avem dinții mai mici. Și atunci trebuie să fii mai atent un pic în ce direcție bagi implantul ăla. Chiar fiind monobloc, nu prea ai cum să te joci cu el prea mult, să-l poziționezi, adică ca să vină dintele armonios în gură. Deci sunt tehnicile, din punctul meu de vedere, de la o populație la alta, dar nu pot să zic că cea din Israel sau din America sau din Franța sau din România e mai bună. Toți s-au adaptat în funcție de cazurile pe care le au. Nu... Am înțeles. Să revenim la One Day Surgery. Deci, haideți să spunem că vine o persoană care are niște dinți stricați, niște măsele stricate, așa, nu mai poate folosi o arcadă dentară. Cum procedați? Deci aici sunt mai multe variante, să zic. În ultimul timp se folosește foarte mult, cum am spus, cu stomatologia asta digitală. Este foarte importantă colaborarea dintre medic și laboratorul de tehnică dentară. De exemplu, sunt laboratoare care tu, ca și medic, le trimiți computerul tomograf, dar ei studiază și în momentul ăla discuți cu ei, uite, noi ne gândim că trebuie să punem, nu știu, 6 implanturi, da? Și ei îți trimit o lingură chirurgicală. Asta ce înseamnă? Este un ghidaj. Lingura respectivă se fixează în gura pacientului, dar nu se mai intervine pe gingii, deci asta este, nu se mai coase, nu se mai taie, nu mai, la fel ca și la implanturile astea rapide, deci merge direct. Și în momentul când ai lingura aia, el, tehnicianul, împreună cu tine, ai stabilit. Aici pun un implant de 1 cm, aici de 1.5, în funcție de la caz la caz, da? Ai luat, ai dat găurile, ai scos lingura, ai inserat implanturile, fiind totul făcut pe calculator, ai și lucrarea la gata în cabinet. Și după ce ai terminat, doar ai înșurubat, deci, lucrarea pe implant. Dispozitivul la care spuneți, el lucrează și face dinții, nu? Nu, dinții tu îi primești odată cu lingura chirurgicală. Adică primești totul mură în gură, ca să zic așa, în cer scuze. Deci ai luat, ai pus și ai pus și dinții. Deci asta înseamnă, pentru că mulți, na, sunt pacienți care lucrează în corporație, au pauză la ora 12, da? Ei vor la ora 12 să vină să-și rezolve problema. Și atunci, într-o oră, dacă te descurci, poți să realizezi o astfel de intervenție. Și la ora 1 se întoarce înapoi la muncă, cu dinții în gură, fără nicio durere, fără nicio fel de problemă, da. Deci asta este, nu știu, miracolul medicinii, ca să zic așa, și a științei. Miracolul ăsta, stomatologiei digitale, deci asta e... Da, ca și în alte specialități, nu numai, dar și acum avem radiologie intervenționale și lucruri care salvează o grămadă de pacienți și... Așa e, uite, că mintea omenească tot caută și găsește tot felul de soluții și de... Așa, asta e și colaborarea între ingineri și medici, da. Asta este evoluția medicinii, dar asta trebuie să înțeleagă și oamenii. Cu cât, cum să vă spun, impactul asupra lui este mai mic din ceea ce înseamnă durere, timp de recuperare, da, iese imediat în societate, poate să zâmbească, cum am spus, poate să vorbească, poate asta, cu atât și costurile sunt mai mari. Pentru că toate astea presupune o grămadă de tehnologie, de materiale noi care sunt scumpe și de aici se dă și costul final. Și scumpe și se demodează foarte repede, adică rămân în urmă destul de repede, da, deci pentru că tot timpul apare ceva nou, nu? Da, eu, cum să vă spun, ca la mașini, na, una era vechea Dacia și una este acum, nu știu, mașina care apare electrică din 2022, dar amândouă sunt mașini, dar na, este un pic de diferență între ele. Așa și aici, azi este un aparat care îți face dinții, mâine apare unul mai performant, dacă schimbi aparatul, trebuie să schimbi și toată logistica, și scanner, și tot. Și asta presupun investiții și, na, din păcate, tot ce înseamnă aparatură din domeniul medical
e de, nu știu, de 10 ori mai scumpă decât pentru ceilalți domenii. Una din marile temeri ale pacientului care vine la stomatologie este și anestezia. Așa, că trebuie să nimerești exact, așa, să se umflă gura, îți pică într-o parte, îți muși limba. Aveți intervenții care le faceți fără anestezie? Nu, în principiu, pentru confortul pacientului, cam marea majoritate a intervenției, chiar dacă este o carie simplă, se face cu anestezie. De exemplu, la o carie simplă nu neapărat să te doară în momentul când se frezează acolo, dar poate să te doară ceilalți dinți de la aparecii care face răcirea la freză, ca să zic așa. Nu mai e anestezia pe vremuri. Acum avem niște ace foarte subțiri, atraumatice, nici nu se dă cu un spray sau cu un gel înainte. Pacientul în principiu nici nu simte înțepătura, deci nu mai... Substanțele sunt foarte bune, ce se folosește în ziua de azi, nu mai e vechea xilină care, na, nu prea ajuta. Și așa, deci de asta nu trebuie să aibă nicio frică, trebuie să meargă pacientul în fiecare, măcar la un control, să vină, pentru că și dinții ăștia sunt importanți în felul lor. Da, asta așa e. La copii, cum procedați? Tot așa, tot aceeași anestezie sau... Da. Puneți jucării acolo sau ce... Cu copilul, în primul rând, trebuie să te împrietenești cu el. Asta e cel mai important. Dacă e câștigat încrederea, este pacientul tău pe viață. Deci copilul, eu cel puțin la mine la cabinet, copilul vine, stăm de vorbă prima dată, îl plimb cu scaunul, mai dau cu un pic aer să vadă că nu se întâmplă nimic rău. La următoarea ședință începem cu ceva ușor, nu știu, scoatem un dinte de lapte care se mișcă mai tare sau o căriuță mai mică, încet până prinde curaj. În momentul când copilul, cum am spus, a prins încredere în tine, nu mai e niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, este mult mai ok ca părintele să obișnuiască copilul să vină la stomatolog, chiar dacă nu are niciun fel de problemă, da? Decât, nu știu, să prindă o fobie, o frică vis-a-vis de stomatolog și dacă are de scos o măsea sau de tratat o carie simplă, să fie nevoit de sedare, da? Care e mult mai periculoasă decât orice intervenție stomatologică. Da? Deci de asta e mult mai ok să se împrietenească cu stomatologul. Care e cel mai mic, vârsta cel mai mic a unui copil care l-ați tratat? În privat, nu știu să vă zic, undeva la 3-4 ani, la spital am avut un copilaj de undeva de o lună, două. Deci, nu era cu dinți, era cu altă problemă, dar nu a fost pacient. Deci nu sunteți prieteni cu copiii. Încerc. Domnul doctor, din păcate, emisiunea s-a terminat. Discuția cu dumneavoastră a fost o adevărată plăcere. Eu vă aștept și altă dată să mai veniți cu niște noutăți, să ne povestiți de aparatele alea care, am înțeles, că destul de scumpi, vreo jumătate de milion de euro, da? Sunt. Deci un aparat de genul ăla, dar care, uite, că au revoluționat asta, specialitatea dumneavoastră și lumea acum trebuie să obișnuiască, să, într-adevăr, cum a spus, suntem în secolul vitezii și, într-adevăr, te duci în pauza de prânz și vii cu... Asta este minune. Da, cu dantura pusă. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, terminați, sunt doctorul Deaconu Octavian și vă doresc o noapte bună.